Bună seara, dragilor! Intrăm în emisiune imediat după victoria uluitoare a lui David Popovici, tânărul în care am avut încredere încă de în urmă cu 5 ani și scriam editoriale în susținerea lui. Am privit meciul cu Gelu, am fost pe fază la fiecare mișcare. I-am spus, pe ultimii 50 de metri dă lovitura. Ia... a câștigat cursa într-un minut și 44 de secunde și 72 de sutimi. A fost urmat de britanicul Matthew Richardson, 1.44-74 și de americanul Luke Hobson. Toată presa americană vorbea despre asta. 200 de metri aur pentru David Popovici este probabil cea mai mare bucurie făcută românilor în această zi sau în această săptămână. Gelule, sper să nu rămânem doar cu aurul lui David Popovici. Mergem mai departe. Rapid vom fi astăzi multe de analizat. Maduro câștigă alegerile din Venezuela. Hashtag reziștii se bat cu polițiștii acolo. Americanii nu-l vor pe Maduro pentru nou mandat. Scuzele pentru parodierea cinei cea de taină la Jocurile Olimpice sunt tardive. Reacții peste reacții, regizorul circului, șeful, directorul artistic Thomas Joly ne trimite la o pictură aflată undeva într-un orășel din Franța, că n-au vrut să parodieze cina cea de taină, ci pur și simplu să se ducă spre zei, să-l prezinte pe Dionisos. Așa o barbă avea popa. Aurelian Pavelescu invită pe cei ultrageați la o coaliție creștină. Tot un Aurelian, altul, activistul Aurelian Popa, blasfemia e legată în Franța, e legală, a devenit legală în Franța. Vom prezenta din interviul dat o oră și 59 de minute lui Liviu Alexa, un fragment de 5 minute al lui Carmen Dan. Am rezistat cu stoicism să ascult această emisiune realizată de abia prin minutul 1.30. Spune ceva, o să vedeți ce a spus, ceva arzător, ceea ce noi susțineam pe vremea lui 10 august. S-a încercat lovitură de stat, au fost hashtag-i plătiți din străinătate. Mai există un alt hashtag rezist care a intrat astăzi tot la, e foarte activ Alexa în ultima perioadă, care spune că nu e așa, că Angie a fost altă filieră și așa mai departe, că alții vreau să dea lovitura de stat. Și nu în ultimul rând, Marcel Ciolacu a invitat la dialog ONG-urile rezist. Bună seara, Gelu! Bună! Am urmărit amândoi cu mare drag această victorie a lui Popovici cu inima cât un purice și mă bucur că la interval de o lună și ceva sportul românesc din nou aduce bucuria și reunește inimile românilor, așa cum nu reușește nimic altceva. Bun, este meritul său, al clubului care, la care se antrenează, al lui Dumnezeu că i-a dat o constituție superbă de înălătător și a unei munci absolut asiduie și foarte, foarte consecvent, să zic așa, făcută. Suntem bucuroși. Suntem bucuroși. Suntem bucuroși că avem medalia olimpică de aur. Suntem bucuroși că se vorbește despre noi, că și contăm. Sportul a devenit de mult un fenomen social și el reușește să reunească oamenii. Iată că David Popovici ne face fericiți și bucuroși. Dacă mă întreb ce mi-a plăcut, mi-a plăcut ca și ție faza cu mâna de la final, cum s-a întins. Știi? Da, pentru că eu aveam reacția să mai merg în cotură. Păi ce să mai mergi? Că el s-a dus cu mâna stângă direct să atingă. Marius a zis la început, aoleu, e pe 3, aoleu, nu știu ce.
și tot el și a zis nu, că trage pe ultima sută. Cursele ăștia, așa cum am văzut eu câteva, sunt extrem de bine calculate, extrem, extrem de bine gândite. Diferențele între ei sunt de sutim de secundă. Nouă ni se pare când ne uităm că 72, 74, 79, 87. Adică vorbim de două sutimi. Păi poate găsim imaginea cu el. 5, chiar da. Cu video. Da, unde... finalul, da. Ce să zic, frumos, absolut frumos și este, e foarte, foarte multă tehnică acolo, este și multă muncă, dar e foarte, foarte multă tehnică. Atunci când diferența între primii 5 este făcută de, nu știu, 15 sutimi de secundă, adică e ceva de noaptea minții. Contează și cum respiri și ce faci. Nu știu ce contează, sincer să fiu, nu știu ce contează la aceste sutimi de secundă. La o secundă mai știi ce contează, dar la sutimile de secundă, e ca la Formula 1, îți dai seama, adică e totul, e pur și simplu o nebunie. E o nebunie și asta arată un om și foarte inteligent care stăpânește o tehnică impecabilă și anume aceea de a câștiga pe ultimele, pe ultimii 10 metri sau pe ultimele 10 de metri. Ultimii 10 de metri. Nu, cred că erau ultimii 5 metri, după cum am văzut noi în imagini acolo, pentru că... E clar că noi nu ne-am dat seama de la televizor cine a atins, adică ochiul uman nu poate să surprindă cine atinge panou. Bănuiesc că el a știut, mă gândesc că abar n-am, că el a știut că adică nu sunt specialist, înot și eu de la 6 ani. Nu, că și eu not, da. Uitați imaginea, păi... Problema e cum știi ce fac ceilalți. Asta e ideea. Păi dacă n-ai senzorii pe acolo lateral. Da, uitați, deci Popovici era la un moment dat da, e faza asta. Mulțumim frumos, copii. Mulțumim frumos că ați dat această aceste imagini. Deci da. Casca albă este David Popovici. Uitați, era la un moment dat condus. Și uite, mâna stângă se duce și atinge. Adică exact. Da, e o decizie probabil pe care el a luat-o, știe, nu a mai, s-a întins pur și simplu la panou. Uite, și acele două sutimi de secundă au făcut diferența. Și acum mi se pare că la final arată cum atinge cu mâna stângă. Și da. E destul de lung. Da. Da. Dar n-aveai cum să-ți dai seama cu ochiul, n-ai cum să-ți dai seama cine a atins primul. Felicitări, mulțumim frumos pentru această bucurie absolut superbă pe care ne-o face, pentru că e bucuria noastră alături de bucuria lui și se vorbește de România din nou și asta e un lucru frumos. Bravo! Mergem mai departe despre... poate dumneavoastră, telespectatori, îmi cer scuze... Eu când sunt foarte, foarte bucuros, așa mă manifest, încerc să fiu reținut ca să țin bucuria ca vinul bun cât mai mult în mine. Deci nu explodez. Ca vinul bun. Da. Păi, nu, dacă tot vorbim despre Olimpiadă, să pierdem vremea cu cina cea de taină, da. Să zicem... Da, da, e foarte important. E pentru foarte că mie mi se pare o bruscare a... normalității, făcută cu skepsis, făcută intenționat și vine Thomas Joly ăsta, Jeffery ăsta și îmi spune că a fost o întâmplare și că își cer scuze. Da, acum dragii mei, uitați-vă cu atenție la noi. Noi vă povestim de când am început acest podcast despre freudomarxism și despre neomarxism. Bineînțeles că foarte mulți dintre, sau unii dintre voi, ne-ați criticat, ne-ați luat și la mișto, a zis, lasă-mă, că noi, că știm noi, că nu știu. Ceea ce s-a întâmplat la deschiderea Olimpiadei, pe mine nu mă surprinde absolut deloc, absolut deloc. Și nu este deloc întâmplător. Uite imaginea. Ei zic că nu zic nimic. Nu. Ei au făcut o strategie super mișto din partea lor. Ei în momentul ăsta și-au atins scopul. Acolo e cina cea de taină, fără niciun fel de discuție, au parodiat-o, mai sunt alte elemente și alte scene, sunt și scene, așa zis, satanistă, de fapt, anticreștine. Toată această poveste se numește freudomarxism, dragilor.
Dacă vreți să ne ascultați, bine. Dacă nu, o să vă pomeniți cu copiii și nepoții dumneavoastră, care vă vor spune la un moment dat că nepoțelul dumneavoastră va spune că el e fetiță și nepoțica va spune că el este băiețel. Ea este băiețel. Și dumneavoastră nu veți putea face nimic, dragii mei. Dacă nu vă uitați bine la ceea ce vă spunem, la ceea ce atragem atenția că se întâmplă în lume, eu o să dau o soluție de data asta, pentru că sunt obosit doar să, sau sunt puțin iritat doar să spun care e partea negativă fără să dăm soluții, dar o să vă dau și o soluție. Și nu numai dumneavoastră, ci sper și guvernanților, dacă s-o uita vreunul la podcastul acesta, că e mai greu cu înțelesul și cu cititul. Deci freudomarxismul, tot marxism, tot neomarxismul, de fapt se numește marxism cultural sau corectitudine politică. Să vă rămână mai ușor în minte, da, duceți-vă la librăria Sofia și cumpărați-o ca să nu, eu, sunt mai multe scriere aici decât mai multe. Nu se decidește titlul. Corectitudinea politică, o ideologie neomarxistă. Această ideologie neomarxistă, de fapt, are ca ideologie fundamentală marxismul cultural. Marxismul cultural este cel pe care îl văd copiii și nepoții dumneavoastră la Netflix. La Netflix, fără excepție, în toate filmele există un cârlig în care li se dă direcția de homosexualitate, de lesbianism, de LGBTQ și așa mai departe. De minoritate ori inventat și pentru regina Victoria un arab pe care îl iubea. Da, băi, nu, dar deja era, era afroamericană regina, nu știu că. Acum, tot ce se întâmplă în Occident, tot ce se întâmplă în Occident se duce către această zonă. Scrie Andrei Dârlău aici, freudomarxismul, nouă utopie, ideologia corectitudinii politice, avatar al marxismului cultural. Și nu vreau să vă aduc decât un singur lucru, să vă aduc la cunoștință următorul lucru. În 1919, atunci când a apărut acest curent al freudomarxismului sau marxismului cultural, guvernul lui Bela Kun este răsturnat de trupele române care înving Armata Roșie. Asta m-a copiat din editorialele mele. Și intră victorioase în Budapesta pe 6 august 1919. Cine era guvernul Bela Kun? Guvernul Bela Kun era guvernul în care George Lukács, era ministrul culturii, ministrul care introdusese, care este fondatorul neomarxismului, freudomarxismului. Și neomarxismului, că freudomarxismul a fost după aia. Nu, el introduce acest tip de freudomarxism, am avut curiozitatea și am citit mult despre George Lukács, nu am citit o carte cap-coadă, dar am citit totul despre... El fiind un intelectual de stânga... recunoscut de către intelectualitatea. Deci ce spune George Lukács, unul dintre fondatorii școlii de la Frankfurt, George Lukács spune așa: domnule, dați copiilor sexualitatea liberă, convingeți-i că ei sunt băieții, sunt fetițe și fetițele sunt băieți și atunci îi puteți manipula foarte ușor. Această teorie a lui o pune în practică în Ungaria, în guvernul Bela Kun, în 1919, și norocul Europei de atunci s-a numit Opinca Românească. Opinca Românească care a dat jos guvernul Bela Kun împotriva dorinței Franței și a ordinului care a venit la momentul respectiv: domne, nu intrați în Budapesta. Ei bine, noi tot am intrat în Budapesta și am oprit expansiunea freudo-marxismului. Doar că el a intrat după aceea în Statele Unite ale Americii și acum când vorbim la 105 ani de la începerea freudomarxismului, a neomarxismului, el acționează cu toată forța în lume. Sub această idee a corectitudinii politice sau noi spunem neomarxism? Zici ce-o zis atunci, în 1919. Deci, după aia s-a dus în America, s-a chemat școala de la Chicago. De ce îi spunem Freud? De ce îi spunem freudomarxist? Pentru că el îl ia pe Freud și îl duce direct în ideologia marxistă. Și spune: domne, aici este completat ulterior de prietenul nostru pe care l-am mai pomenit, de Marcuse, sau Marcuse, da? Cum vreți, și
ei transformă această ideologie, hedonismul și freudomarxism, de asta vreau să te contrazic, dă citatul din Lukács, pentru că freudomarxismul a apărut mai târziu. Da, 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 nu, încă o dată, Marius. Deci ideea este că până caută el citatul, nu, stai puțin. Marxismul se zice prin cercurile bine informate că primul război mondial și uciderea prințului moștenitor la Sarajevo a fost făcută de către susținătorii marxismului, astfel încât tinerii din Germania să provoace revoluția împotriva capitalului. Ce s-a întâmplat? În loc, pe timpul lui Wilhelm, care era un despot, așa mai departe, care a participat chiar și, se zice, și la dărâmarea verișorului lui, care era împăratul Rusiei, țarul Rusiei, ce a făcut tineretul? A cumpărat acțiuni de război și s-a dus să lupte. Ei, a venit Gheorghe Lukács după dezastru din primul război mondial și s-a dus pe Muntele Adevărului sau pe Monte Veritas, cum se cheamă și acum, la granița dintre Elveția și Italia, și a împărțit acei oameni care nu vreau să lupte. Erau avangardiști, inclusiv avangardiștii români. Pe muntele alea erau vegani, budiștii și homosexuali. Și au zis, aceste grupări le-a luat pe prietenul lui care avea foarte mulți bani, am uitat acum cum îl cheamă numele, Veil, așa, taică-su era cel mai mare exportator de cereale din Argentina către Europa și îi zice lui Hans Veil, ai bani să susținem o nouă paradigmă, trebuie să schimbăm. Zice, aceste subculturi trebuie să le folosim, să le împingem în față, să le punem în contrast unele cu celelalte, să stăpânim mintea lumii și astfel să putem să organizăm noi conducerea. Da, cred că în Blackwell am citat despre el, doar că aici repede trecem prin ei. Lukács, Marcuse și Theodor Adorno sunt fondatorii neomarxismului și freudomarxismului, care, atenție, hai să vorbim despre ce vrea freudomarxismul în România. Rapid, ca să înțelegeți cum face Marcu peste timp. Introducerea în Constituția României a amendamentului nu e un fel de pro-homosexualist, nu e nevoie de două cuvinte ajung, orientare sexuală, legiferarea în codul civil a familiei de genul acesta, legalizarea filiații în aceste familii și adopția de copii, obligativitatea educației pro-LGBT, asta aproape deja este în școli, și legalizarea, dacă vreți, a raporturilor dintre adulți sexuale, dintre adulți și copii, care în multe țări se întâmplă. La noi asta este condamnată. Astea sunt propunerile din din zona Uniunii Europene, este un anumit plan despre care am tot vorbit noi. Și bun, și prin scena asta Gheorghe Lukács ne spune așa. Așa. Distrugerea revoluționară a societății e unica soluție. O asemenea răsturnare de proporții mondiale a valorilor, adică a tuturor valorilor pe care noi le cunoaștem, nu poate avea loc fără anihilarea vechilor valori, reținem, adică a creștinismului printre altele, a vechilor valori și crearea unora noi de către revoluționari. Aceste noi valori, și după aceea mergem mai departe, că nu stabilim acum, nu vorbim despre Lukács și toată emisiunea. Vorbim despre faptul că ceea ce s-a întâmplat la Olimpiadă face parte dintr-un plan mai mare. Dovadă că majoritatea omenirii a cârcârit un picuț, a fost deranjată un picuț. Mai mult partidele de extremă dreaptă, atenție, peste tot în toate comentariile, e partidul de extremă dreaptă, deputatul adică de extremă. Adică ei pun extrema dreaptă că protestează, dar dacă se întâmplă cu musulmanii, făceau așa ceva?
Era terminată Europa. Nu, era... La momentul ăsta. Era terminată. Nu, dar musulmanii nu-i deranjează absolut deloc, pentru că ținta este distrugerea creștinismului. Ținta este Europa și distrugerea creștinismului. De ce? În valorile creștinismului, care este oarecum radical, creștinismul se opune cumva culturii LGBT. Să fim foarte bine înțeles și eu o spun cât se poate de clar. Am prieteni din această comunitate, nu mă pup cu ei pe gură, că am avut vreo două experiențe și am ratat momentul. Știți că olterii sunt pupăcioși și când m-am trezit cu prima limbă pe gât, am spus băieții, aș vrea să ne pupăm totuși ca băieții, nu ca fetele, ca un băiat și o fată. Am prieteni, știu, mulți dintre ei mi-au spus, n-am absolut niciun fel de problemă, sunt foarte, foarte deschis din punctul acesta de vedere. Nu-i consider nici bolnav, nici nebun, dimpotrivă, e plăcerea lor, treaba lor. Dar să cultivi lucrul acesta și să ni-l induci tuturor, și am avut și am prieteni buni în zona aceasta. Cunosc politicieni din actuala clasă politică, mulți dintre ei, care își ascund aceste și nu știu de ce, pentru că până la urmă e o chestiune firească, și n-am absolut nimic, nu i-am tratat, am fost cu ei în emisiuni, dau mâna cu ei, etc. Sunt și bisexual și așa mai departe. Deci nu am chestia asta, mamă, pleacă de... Nu, în niciun caz. Doar că lăsați-ne copiii în pace. Adică și lăsați-ne pe noi în pace. Adică tu cumva zici că sunt prea agresivi. Nu că sunt agresiv, Marius. Această cultură a freudomarxismului trebuie să epateze. Această cultură trebuie să domine societatea și generația Z care vine din spate trebuie să fie cât mai mulți în această zonă. De fapt, ceea ce se face în lume în acest moment este tocmai acest lucru. Bun, cum poți să manipulezi? Toată lumea înțelege. Un anticreștin nu înțelege scena asta. Deci ei pur și simplu au vrut să provoace creștinii. Păi nu, au reușit. Lor le-a ieșit. Lor le-a ieșit foarte tare. Așa cum, de exemplu, ei își doresc ca la meeting-urile lor să vină și creștinii să înjure și atunci facem un mare tămbălău. Așa atunci e, pe tămbălău doresc... vin banii. Și banii. Și faptul că noi vorbim despre asta, noi le-am sporit lor și finanțele. Și banii, dar mai ales, nu, noi încercăm să facem oamenii să înțeleagă și care este soluția, pentru că eu să dau o dintre soluție, un început de soluție, o să mai discutăm despre lucrul ăsta. Se numește soluția pe care eu o propun românilor, se numește fenomenul Benedict. Da? Cum e ăla? Tragem o linie roșie în jurul României și ne stabilim propriile noastre reguli. Dacă guvernanții nu vor lucrul ăsta, îi dăm jos. Dacă Uniunea Europeană nu vrea lucrul ăsta, negociem cu ea. Și dacă noi suntem singura țară ortodoxă vorbitoare de limba latină. Noi suntem ținta numărul 1. De aceea Teodosie este mult persiflat și așa mai departe. Eu nu spun că n-are excese. Păi și cum? Tragem linia roșie și ce facem? Păi ne facem, ne continuăm tradițiile noastre și ne educăm copiii în tradițiile noastre. Punct. Păi nu-ți închipui că la tine la sat acolo sunt alte educații. Că nu se duc profesorii cu panourile astea. Niciodată n-au plecat de la sat. Dar dacă va ajunge criteriul, cum în Statele Unite ale Americii, de avansare în carieră să fii LGBT sau să fii minoritar LGBT, atunci copiii se vor transforma în LGBT. Hai să punem, dacă tot ați găsit... Deci fenomenul Benedict, țineți minte lucrul ăsta, e scris de unul dintre conservatorii prieteni ai lui Marius, că sunt doar trei... Nu știu cine a scris asta. Sunt doar 3-4 conservatori, să știi. Din păcate, ți-am mai spus odată că eu am întreagă filozofie, iar noi avem 3-4 consacrații ai literaturii americane, conservatori. De cine a scris? Unul din ei, nu mai știu, care o să vin cu... O să, deci așa se cheamă fenomenul Benedict? Da. Ei ce zic? Mi-am căutat pe net fenomenul de Benedict în engleză. Nu, e în română cartea. Yeah. Ei ce zic? Zic așa că eu nu sunt de acord cu propunerea lor să creăm anumite insule, Marius. Insule de creștinism. Nu, eu spun să România nu neapărat să fie fundamentalist creștină, ci în jurul țării noastre, așa cum a făcut Ungaria, așa cum a făcut și alte țări, Ungaria folosește acest fenomen
Benedict sau obiectiv Benedict. Nu se cheamă, se cheamă opțiunea Benedict. Mă rog, cum Rob Dreher, da. Un cunoscut jurnalist și scriitor, s-a născut într-o familie de metodiști. Ai vorbit de Dreher, hai că îl știi, ai vorbit de el, ai scris, scrie unul dintre cei care scrie. Eu nu sunt foarte de acord cu opțiunea lui, îi spun fenomenul Benedict pentru că poate să fie, el spune doar despre Statele Unite, eu spun fenomenul Benedict pentru că poate să fie aplicat în multe țări și altfel. Iar eu spun că în jurul țării noastre, această opțiune poate fi aplicată. Și anume, domnule, tragem o linie în jurul țării, cum a tras și Victor Orban și a spus, pe aici nu se poate. Ok, ok, o strategie pentru creștini într-o lume post-creștină. Acum, cum putem noi să facem lucrul ăsta? Simplu. Prin educație, introducând istoria în școli, vorbind mult despre ceea ce se întâmplă, uitându-ne cum a decăzut Franța, uitându-ne cum a decăzut Germania, uitând cum a decăzut țările din vestul Europei. Și nu suntem retrograzi. Nu o să ne obligăm copiii să se ducă la neapărat la fiecare slujbă la biserică dacă nu-i batem la tălpi. Nu, dar să încercăm să-i convingem că există și această variantă pe care... Hai să vedem dacă cineva dintre ascultătorii noștri agrează formula de coaliție creștină propusă de Aurelian Pavelescu. A zis că ați găsit-o pe TikTok, fraza aceea în care spune că invită și pe cine invită. Dacă putem să dăm drumul, o avem? Olimpice organizate de președintele Franței, Emmanuel Macron. Este o declarație de război împotriva creștinismului. Declarație realizată de Emmanuel Macron și de toți liderii care conduc astăzi Europa și lumea, de la Bruxelles și Washington. Poporul român trebuie să spună nu. Și spunem nu. Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat. Partid fondat de un sfânt. Sfântul Andrei Șaguna. Partid al martirilor. Constituie coaliția creștină la care sunt chemate să se alăture Biserica Ortodoxă Română, Biserica Catolică, cultele și bisericile neoprotestante, organizațiile civice creștine, toți românii creștini, pentru a răspunde aceste declarații de război. Această coaliție creștină trebuie să devină principalul actor al alegerilor prezidențiale și parlamentare care vor avea loc în toamnă. Este momentul să spunem nu, este momentul ca adevărul să fie despărțit de minciună și binele de rău. Cina cea de taină. Deci, ideea asta va fi îmbrățișată de cineva? Adică este o idee bună sau numai ideile rămân așa în aer? Îți dai seama că n-am cum să spun că nu e idee bună, depinde cine o pune în practică. Aurelian e prietenul meu, e prietenul nostru. I-am urmărit cariera politică în ultimii ani și el spune, uniți-vă toți sub standardul meu. Știi că mi-ai zis, mi-e drag Aurelian că vorbește frumos, dar nu cred că va reuși ca el să fie liandu. Așa, adică cum... ideea este bună, numai că nu e el personajul potrivit? Deocamdată... Dacă tu zici că este, eu n-am nicio împotrivă. Păi nu, eu te întreb. Păi, nu știu. Eu am părerea mea. Părerea mea este că Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, al cărui președinte este Aurelian, n-a reușit în ultimii zeci de ani să... Scuzați-mă că m-am întors, pentru că vorbesc de un amic și un prieten, Aurelian, meu prieten, chiar dacă cu năbădăi, n-a reușit să confirme. Știi, el a fost la PD, am fost colegi la PD, a fost la PIN, acum este, nu știu, du-te tu și fă-te țărăniți mare și fă tu această declarație. Și, adică eu pe tine te știu de regalist și de, deci,
Eu prim, dacă cineva mi-ar zice, în afară de faptul că ai excese, că ai de toate, că nu știu ce, ca și eu, fiecare am defecte. Dar la monarhism caracterizează-l pe Ghilezan într-un cuvânt, regalist. Da. Deci eu la tine știu, adică la Aurelian nu pot să spun penețecedist. Păi a fost și pedist și la Pin și Șaguna. Și celălalt Aurelian zice că blasfemia e legală în Franța. Da, Marius, facem o prostie cu toții în momentul ăsta. Cred că trebuie să, uite că toată să mă avem și câteva discuții relaxate. Facem de genul ăsta. Facem o prostie în momentul ăsta, Marius, și anume aceea de a ne uita în grădina altuia. Bă, nu putem să-i schimbăm. Europa a căzut. Eu spun lucrul ăsta public. De 5 ani, de 7 ani, Statele Unite au căzut. Doamne ajută să vină Trump. Mi-e tare teamă că o să se întâmple ceva să n-ajungă, pentru că nu a stângă atât de puternic. Tot am zis că îl introducem pe Grigore Culian de la New York, el da. Tot se invită, ai zis că prietena ta de la Partidul Republican. Când vrei. Așa. Să discutăm numai despre America, pentru că îngrijorarea e maximă. Noi ce avem de făcut? Noi suntem în România. Trebuie să încercăm să avem lideri politici, da, care să aibă curajul să vorbească acest... Aurelian e bine. Aurelian Popa e un viitor lider politic în România de succes. Eu îl știu, are principii. Gușe mi-a reluat astăzi ideea. Dom'le, soluția este simplă. Ce face România? Facem cu Victor Orban o federație și închidem, cum zici tu, arealul. Nu mă interesează povestea. Așa? Eu o văd și prin închiderea subiectului total de dispute istorice și așa mai departe, da, și preluăm steagul să fac federația, din punct de vedere economic. Da, federația. Orban niciodată și maghiarii niciodată nu se renunță la Transilvania. O federație cu ei ne mai trebuie să ne tragă pleșul de sub picioare. La cât sunt de avari politicienii români, unii noi din federație... Dar economic stă mai bine. Am depășit luna asta salariul minim din Ungaria. Nu, economic stă mult mai bine decât Ungaria de mult timp. Da? Suntem ceva mai geambași, doar că partidele care ajung în Parlament trebuie să fie mai răspicată. Purtarea ei și țipetele de nebuni în Parlament nu ne ajută deloc, ci dimpotrivă. Să vedem și la PSD, să vedem și la PNL. Toată lumea mă înjură când eu spun că și în interiorul celor două partide sunt conservatori. Bă, atâta timp cât Ciolacu, pe care eu nu mă prieten cu el, nu am fost în ultima vreme, bă, se duce la biserică și face imaginile publice, e conservator, chiar dacă face parte dintr-un grup progresist. Atâta timp cât Ciucă, la rândul lui, nu știu ce. Bă, înjurați-i! Da, până una alta, o coaliție a tuturor conservatorilor. Guși, am înțeles, și el este Cosmin, este conservator în ultima vreme. Foarte bine, s-a schimbat, sunt mulți care s-au schimbat. Din oportunitate, din dorință, nu mă interesează. Bine că te-ai schimbat. Astăzi m-a certat că am scris să pariez pe întâiul ostaș al țării. Și zic din rațiuni de establishment. Și zice, păi da, dar n-ai zis despre mine, păi am zis despre primii trei. Da, sunt niște orgolii. Aurelian, în, de exemplu, un lider frumos care crește frumos, e prea radical. E mult care prea... Aurelian? Că sunt doi despre care am vorbit acum. Popa. Da, am spus un lider care crește frumos, că Aurelian e la început. Un lider care crește frumos, l-ai avut invitat aici. El e însă prea radical, adică acest radicalism ne face mai mult rău decât bine. George și-a nuanțat în ultima vreme discursul, George Simion. Adică și se poate într-adevăr construi poate un pic pe discursul lui, dar și pe noua abordare. Dacă n-a venit cu asta cu casele, m-a lăsat mut. Adică marelui plan naționalist sunt dați case la săraci ca să-i luăm votul. Da? Adică aștept ca aceste opțiuni să fie clare. Uite, Pavelescu a spus foarte bine ce a spus, doar că brânză bună în burduf, știi cum e vorba. Hai să trecem mai departe, pentru că grăbim nu-i criticăm un pic ritmul, ce... da. Ritmul, deci câte minute avem? Păi nu, dar asta e tema 34 trecute, mai avem e prea 96. Mult. Deci trecem repede peste Venezuela, dar nu putem să nu aducem aminte, pentru că Venezuela este pe primul loc în lume la resursele de țiței, mai mult decât orice stat arab. Maduro a câștigat din nou alegerile. Rezistul, despre care vom vorbi și să fiți foarte antenă, pentru că e pentru prima dată când după 4-5 ani se sursele oficiale spun că s-au primit
bani pentru scoaterea tinerilor în stradă. Atunci eram făcut varză pe toate televiziunile când spuneam că securitatea a orchestrat mitingurile Rezist. Vin primele probe, inclusiv Sandy Matei spune astăzi ce a zis Gelu Vișan în acea perioadă, face niște destăinuiri extraordinare Gelu, așa că repede despre Maduro, care este discipolul lui Hugo Chavez, dar el al treilea mandat. America e nebunită. Anthony Blinken spune că, domne, nu ăsta e rezultatul 51%. Da. Ăsta e un ticălos ăsta, șoferul ăsta. Maduro a fost șofer de autobuz. Da, încă o dată, americanii au această guanga lor că ei trebuie să exporte ce fac ei. Democrația. Păi acum în America nu mai e democrație, e socialism noua stângă. Acum ei s-au chitit să exporte noua stângă în lume și Franța, cu Macron în frunte, să exporte noua stângă în Europa. Gândește-te că noi, amărâții de români pe aici, pe la noi pe aici, vorbim de opțiunea Benedict, adică nu mai avem altă, să punem bărbații strajă la țară și să spunem, bă, pe aici nu se poate. Bărbații în sens că putem și pune și femei, și femeile pot să ne apere țara, dar în sensul care au sânge, știi? Bă, pe aici nu se poate, lăsați-ne lumea în pace. Apropo, deci, aici avem recunoaștere, o să-ți citesc ceva, că știam temele minei, da? Și o să-ți citesc foarte simplu, ca să nu ne mai înjure lumea. George Soros și fundația lui recunoaște public, da, că el se implică direct în revoluțiile, așa zis, revoluțiile tinerilor din toată lumea cu bani. Nu uitați că George Soros are societatea, Fundația pentru Societate Deschisă în peste 55 de țări în acest moment. El recunoaște Ucraina, Georgia, Serbia. A recunoscut că s-a băgat și în Serbia, apropo de ce am vorbit noi. Păi ți-am zis că da? Au fost agenții instruiți în Serbia în 99. Aia care au reacționat și în România și în Georgia. Da, deci el recunoaște pur și simplu în declarațiile publice date că el se bagă în schimbarea guvernelor. Deci noi nu mai trebuie să ne minunăm, Marius, de ceea ce fac ei, da? El s-a băgat în Maidan, recunoaște puterea din umbră, ca să știți de unde, Doamne, iartă-mă, că iar mă înjurați că vorbesc din... L-a pus pe Mephisto pe ecran. Da, Mephisto, uite, bravo, Marius, nu m-am... Mephisto, uite, puterea din umbră. Partidul din umbră, i-aș fi spus eu, el are un partid foarte mare, sub această mască a ONG-urilor și cu acest partid schimbă guverne. Revolta din 2003, care l-a înlăturat pe președintele Georgiei, doar Șevarnaze, e o dovadă. El spune lucrul acesta, că s-a băgat la un moment dat declară că ceea ce s-a întâmplat în Georgia este opera georgienilor, nu a mea, și după aceea în alt interviu spune, mă bucur că am reușit să-l dau jos pe Șevarnaze, știi? După aceea în Maidan el spune, eu am finanțat, eu m-am băgat, mă bucur că l-am pus pe ăla și am dat jos pe ălaltul. Bun, dar el ce câștigă? Pentru că are 12 miliarde de avere. N-are o avere uluitoare. Când Bezos are 200 nu, și tu ceva. Trebuie să înțelegi, tu trebuie să înțelegi că la George Soros nu-i de bani. Dar ce George, e de el? Nu, e de ideologie. Omul este, a fost... discipolul lui Popper's. Popper. Karl Popper, cu societatea deschisă. Și el i-a propus lui Karl Popper, i-a propus la propriu, da, știu discuția asta, am citit despre ea, i-a propus, domne, da, dacă tot ai scris o carte despre societatea deschisă, nu vrei să societatea deschisă și dușmanie e una dintre cărțile și care după aia pe masa făcut, mea. Da, pe am citit-o în 90. Da, nu, eu citesc în continuu din ea ca să mă țin verde cu tacticile lor, că și cu Elon Marcus la fel. Ideea este că el a băgat banii în acest concept filozofic ca și Lenin. Lenin a luat filozofia lui Marx, a băgat banii Germania și cu el și au păi făcut... Ce banii? Că nu-s banii lui, că el era un mort de foame. Păi nu, l-au trimis din Germania, trenul cu bani. E și o carte în sensul ăsta, trenul cu bani. Da. Adică l-au trimis cu trenul și cu banii de revoluție. S-a făcut revoluția pe ideologia lui Marx. Așa și George Soros pe ideologia lui Karl Popper
face noua societate deschisă, dragilor. Care și care e business-ul pentru el? Niciunul crede în chestia asta, omul are 140.000 de ani. Îl duc niște negri de braț în apă ca să arate că e viu. Doamne, iartă-mă. A rămas Alexander Soros. Da? Fundația pentru o societate deschisă, Soros e deja nume comun. Nu mai e George Soros. E nume comun, nu mai are el. Da. El însă, el ca și ăsta la altul, Schwab, ca și toți ei, cred că ei o să direcționeze omenirea într-o chestie. Păi, poate asta e misiunea lor. Și domnule, eu când l-am auzit pe prietenul lui Marius, Eddie Helwig, spunând în primul lui... Nu sunt prieten cu el. Da? Când l-am auzit spunând la prima, în primul lui discurs la Timișoara, de-aia am spus că e prieten, că primul discurs l-a ținut la Universitatea Vest din Timișoara, spunând, eu militez pentru o societate deschisă, nu știu ce și nu știu ce, era să-mi cadă și adică șeful SRI-ului, șeful SRI-ului, da, spune lucrul ăsta. Atunci când au zis cuvântul societate deschisă, care poate foarte frumos așa, societatea deschisă, dușmanul societății închise. Noi, societatea închisă, suntem cei care suntem retrograzi. Deci ca să traduc eu care am scris despre această societate deschisă și chiar mi-a plăcut prima carte a lui Popper, am zis, e bună. Vezi că ăsta e șpirul la ei. Ăsta e șpirul. Trebuie să știi ca să combați. Ei, simplu, societatea deschisă a finanțat prima dată, deci ce-au făcut? S-au dus în Serbia, Obradov sau așa ceva se cheamă mișcarea studențească, în anii 99, când toată planeta se uita pe războiul din Iugoslavia. Și atunci cu elevii de acolo au dus niște traineri, ceea ce recunoaște astăzi și unul dintre liderii rezist, recunoaște Sandy Matei, că au fost trăinuiți în activități paramilitare. A venit războiul, revoluția trandafirilor din Georgia în 2002, 2004, Maidanul, cu primii copii în spate. O să vedeți declarația lui Carmen Dan. E prima manifestare cred publică. Cred că trecem de o oră, să știi, spun de acum. Va fi prima... Ai pus semne grele. Primul meeting care folosește copiii. Nu, la Maidanul din 2004 s-au folosit copiii. După aia a fost fenomenul Occupy. Soros recunoaște că a cheltuit 11 milioane de dolari pentru organizarea acelei rețele. Occupy ce însemna? O chestie simbolică în care mergeau și ocupau instituțiile publice și bursa și au blocat bursa. Deci e o chestie de blocaj, nu de construcție nimic. Nu ca în Ecleziast. După aceea au fost primăverile arabe care au sărăcit toate țările din nordul Africii și au venit cu grație securistă, securicii, au venit fenomenul rezist din București împotriva lui Liviu Dragnea. De ce Angi Moldovan și ăsta nu mai protestează, nu se mai rățoiesc către actualii politicieni care sunt mult mai penali decât au fost ăia din 2017-2019, ăsta este societatea deschisă. Adică o organizație, o prăvălie care ridică conturile și cheamă mai mici citizens, funky citizens și nu știu ce, și îi finanțează pe aia. Încă o dată, noi ne batem cu o chestie foarte perversă, Marius, foarte, foarte perversă. Dacă le spui tinerilor din ziua de astăzi, ce-ți dorești mai mult? O mașină foarte puternică, gagici frumoase, bani foarte, foarte mulți, nu știu, 2 milioane de euro, excursii tot timpul, să fii fericit, să nu muncești și doar să-ți vină banii, să faci vlog și să-ți intre banii, nu știu ce, sau să te duci duminica la biserică. Zice, te bă, ești tâmpit, îmi doresc mașină tare Ferrari, îmi doresc plăceri, îmi doresc femei frumoase sau bărbați frumos, funcție de nu știu ce, îmi doresc să la, asta îmi doresc de la viață. Și ce ziceai că altceva? Asta e hedonismul. Să mă la biserică duminica dimineața, bă, te-ai tâmpit, ești boșorog, lasă-mă în pace cu biserica ta, eu vreau să mă distrez, am o singură viață, nu 10. Cu asta ne batem noi, fraților, adică nu e de glumă să convingi
niște copii să gândească. Niște copii care își schimbă, dau și omoară alți copii cu mașinile, cum a fost cazul de astăzi. Asta mi arată că prinde foarte tare tipul ăsta de needucație la tineri. Asta că la biserică am văzut foarte mulți copii și foarte mulți tineri. În România. În America am participat la diferite sporturi. Ziceai că au fost la Beach Please? La Beach Please? Păi tu... El vrea neapărat să trecem de o oră. Programul e de o oră. Să trecem de o oră. 220.000, tu mi-ai spus astăzi. Mă, știți că noi vorbim nu numai temele, vorbim și sfătuim împreună ziua. Deci, care este ideea? Noi ne batem cu un fenomen foarte, foarte pervers. Și povestea de pe 10 august a prins foarte tare la puștime și la lume. Păi hai să nu trecem de ora aia, să dăm pe Carmen Dan și să... Să explicăm ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat. Deci Carmen Dan, în interviu cu Liviu Alexa, spune la minutul 1.30, nu știu cât, 1.30 și 12 secunde, spune în clar că... sunt date, deci Carmen Dan era ministru de interne la acea vreme, au trecut 6 ani de atunci, tot s-a spus că nu se știe nimic despre 10 august, cine a organizat, tot astăzi se destăinuie Sandy și spune că Burduja cu pactul a asigurat așa, iar Gelu Vișan spune, aduce aminte ce s-a întâmplat în 2018, când era organizată o lovitură de stat prin moartea unor jandarmi sau a unor civili. Nu, a unor tineri. Păi stai să auzim pe Carmen Dan și după aia vorbim. Face publică finanțarea externă a protestelor pe stradă și premeditarea acțiunilor violente de la miticul din 10 august din Piața Victoriei nu a fi fost adevărată aceste informații. La un moment dat a fost și noastră spus că n-aveți aceste informații. Repostarea mea. Nu e real. Acum poate sunteți mai liberă din punct de vedere politic, emoțional. Pot să spun următorul lucru. A existat o foarte bună organizare. Dacă dumneavoastră ați putea să acceptați ideea că cineva se poate organiza extrem de bine fără bani, Eu nu pot. Pentru că genul de organizare a fost una de factură paramilitară. Pentru că era o școală, efectiv o școală, în care se predau tehnici și tactici în anumite centre și pentru că modul acțional al celor care gestionau momentele de vârf ale manifestației din 10 august a demonstrat că lucrul acesta nu poate fi spontan. Lucrul acesta face parte dintr-o schemă pe care ți-ai însușit-o anterior. Lucrul acesta nu se putea întâmpla fără o susținere financiară serioasă. Și la domnul, a spus aceste date. De ce nu v-a dus aceste dovezi? A existat. Sau vi le-a adus și nu puteți să vorbiți despre ele? Nu, a existat. Aveam aceste informații. Însă ele trebuiau verificate. Nu putea Ministerul de Interne decât să se pregătească. Păi, o parte de la momentul la care s-a deschis dosarul 10 august, s-a mai deschis un alt dosar transmis la DICOT, în care a existat o amplă prezentare a tuturor acestor argumente, a foarte multor imagini, a tuturor informațiilor colectate de către structurile Ministerului de Interne referitoare la organizarea acestui protest. Știți foarte bine care a fost cursul dosarului 10 august, s-a clasat și apoi s-a redeschis. Odată cu clasarea dosarului 10 august s-a clasat și acest dosar. Ăsta nu s-a mai redeschis. Concret, șeful de la DGIP, da? A venit la dumneavoastră, că doamnă ministru.
Uitați, aici sunt tranzacțiile, aici e cașcavalul care a venit de pe Revolut, aici a fost, avem poze cum au luat bani la fund, aici avem nu știu ce. A existat unul ăsta de informații? A existat genul acesta de discuții referitoare la faptul că liderii primeau un cont bani prin intermediul unor ONG-uri, că există suspiciunea că o parte din acele fonduri erau susținute prin monedă virtuală, prin servere aflate în afara României, că existau legături între membrii reziști și persoane care făceau aceste legături și că se dau cu ocazia unor întâlniri niște plicuri care conțineau bani. Să știți că există și declarații în sensul ăsta, din cercul acela, din nucleul acela de organizatori, care nu sunt niște personaje importante, ca să înțelegeți, erau doar niște instrumente folosite ca vârf de lance pentru gestionarea protestului. Sunt persoane care s-au sustras din acel mediu sau care au intrat în acel mediu sub acoperire și care povesteau ce se întâmplă acolo. Și despre consum de droguri, și despre vehicularea sumelor de bani, și despre aceste tactici despre deci, care putem întrerupe gelurile, aceste lucruri noi le-am spus, tu mai mult ai făcut o postare în acea perioadă, ai găsit-o? Eu nu am făcut o postare, eu am scris-o în 2019. Dacă putem să o dăm pe ecran. În momentul în care trebuia să fie schimbată, Carmen Dan m-a enervat foarte mult și am făcut o declarație publică, am numit o declarație. Asta e postarea pe care am repostat-o astăzi, știind că să nu mai am discuții că nu am spus-o. Am făcut o declarație și am cerut să fiu chemat și audiat de organele statului atunci, în 2019, înainte de schimbarea doamnei Carmen Dan. O să și spun de ce am făcut lucrul ăsta. În care am făcut o declarație sub, pe proprie răspundere de ce s-a întâmplat cu câteva zile înainte de 10 august. Bun, apropo cu că, ai spus? Ce-ai păi făcut? Nu, apropo că toată lumea ce că sunt securiști, acum chiar o să zic că noi m-au chemat niște oameni din Serviciul Român de Informații, de fapt cei care m-au chemat, puseseră trimiși de cineva din Serviciul Român de Informații. Putem să dăm mai mare pe tot ecranul să citească lumea? Așa. Am și spus că în vara anului 2018 am spus data, m-au chemat niște oameni care la 100 de kilometri de București l-a fost frică, de-aia spun declarație. Ne-au zis să ne vedem, am ajuns acolo la ora 4 după amiaza. Persoana care m-a invitat și care trăiește mi-a zis că la manifestația din 10 august este organizat ceva foarte grav și anume că trebuie să moară niște tineri, că în două locații din Piața Victoriei mi-a dat planul de acțiune, mi-a spus cine a luat cheia și la ce oră a luat cheia de la o locație. Nu spun exact care este, doamnei ministru, i-am arătat și fotografia. Iar în liftul de la, din Piața Victoriei, la ora 22, era cea de-a doua locație, trebuia să fie incendiat. În prima locație... Liftul acela care cobor la metrou. Da. În cea de-a doua locație, de-aia l-a și închis, probabil. Eu nu știu exact ce s-a întâmplat în ziua aia, pentru că nu era atribuția mea. În cea de-a doua locație... era amplasat o bombă artizanală. Deja se discuta să fie amplasat o bombă artizanală într-un panou publicitar, da, știam și numele, erau vreo 5 la fel, iar această informație când mi-a fost dată la ora 16 și 10, 16 și 20, am avut un martor, nu o să spun cine, care nu face politică și care a înghețat, a zis, eu în momentul ăsta sunt atât de speriat încât ce să fac. M-am speriat și eu foarte tare. Și ce ai făcut și de ce ori venit ea la tine? Erai persoană publică, de aia. Da, ei știu în general că eu nu vorbesc. Nu vezi că și acum batam, nu spun cine m-a chemat. Am spus decât că erau de la SNI, din zona Serviciului Român de Informații.
Ei n-aveau încredere că în interiorul Serviciului Român de Informații se va lucra se vor lucra aceste informații. Și azi, domnule, noi vi le spunem și nu știu. Bun, ce. Și ce ai făcut cu informația? Eu m-am speriat, efectiv, îți dai seama. M-am ridicat de față cu ei în picioare și am spus nimeni nu pleacă de la masă după acest lucru. Tocmai am aflat de un potențial act terorist în România care să omoare zeci de oameni la o manifestație. Mi-au spus că am și cine și ce. Am sunat-o pe doamna ministru, aveam numărul. Nu mă întâlnisem, nu vorbisem cu dânsa personal, nu nimic. Mai avusesem o conversație tot ceva legat de o astfel de chestiune, dar nu de așa ceva. Și am spus că știa că sunt persoană publică, m-a văzut pe vocea mea că sunt puțin speriat și am spus vreau neapărat să mă văd cu dumneavoastră în calitate de ministru de interne la sediul, la biroul dumneavoastră la ministerul de interne. Așa, și ai făcut o oră și te-ai dus până la am minister. Am făcut o oră și ceva, o oră jumate, așa, m-am dus la minister, la doamna ministru, era la guvern, mi-a spus plec, e verificabil, am intrat la ora, nu știu, în jur de ora 19. În guvern era? Sau? Era, când am vorbit, era la guvern, mi-a spus care treabă la guvern și am spus că o rog frumos ca orice treabă are la guvern, totul să vină să se vadă cu mine. Îți dai seama că a simțit pe vocea mea ministru de interne că e ceva destul de serios dacă nu m-a lovit cu leuca seara să chem ministru de interne la birou. Da? Și a zis, putem să ne vedem mâine dimineață. Și eu am zis, e mai bine să ne vedem în seara asta. Și atunci aș da seama că sunt cu capul, adică e ceva foarte serios. M-am dus și mi-a ars mâna până am ajuns, pentru că vreau să scap. Putem să dăm niște imagini din 10 august. Eu vreau să scap de această informație și să o pun cuiva ministrului de interne în mână. M-am dus, aveam notate pe agenda. Mi-aduc aminte că atunci când am început să vorbesc, mie mi-a plăcut foarte mult de Carmen Dan de la acea discuție. Eu nu o cunoșteam, dar mi-a plăcut foarte mult de ea de la acea discuție și felul în care s-a comportat. Eu când vorbeam, ministrul de interne cât era de puternic, eu citeam din agenda, deci eu citit, făcut scrise, sunt două pagini, pe unde se intră, cine pune, cum, vorbeam de un act terorist, înțelegi? Eu încercam să fiu foarte calm, toate că pe mine îmi curgea transpirația pe aici, vorbeam de moartea unor posibil tineri. Și la un moment am văzut-o curgându-i lacrimile. A fost un moment în care s-a șocat când i-am arătat fotografiile. Eu l-aveam în WhatsApp-ul meu și l-am trimis, după care l-am șters. Ia uite, WhatsApp-ul meu. 100.000 de oameni, da. Deci și că spontan. Asta da. Ni se spunea atunci, totul e spontan. Trebuia să moară niște tineri acolo, așa cum am murit și la colectiv, și să cadă probabil guvernul sau ce știu eu ce să se întâmple. Doamna Carmen Dan a fost foarte interesantă, a avut două întrebări. Prima întrebare. Domnul Vișan, vă e frică? Zic, în acest moment când i-am pus ministrul de interne informații... Dorm cu dumneavoastră la noapte. Nu e mai frumoasă atunci decât acum, decât atunci ai stresată, știi? Nu, zic, mi-am întrebat, vă e frică? Zic, da, până în momentul în care am pus pe ministrul de interne pe masă aceste informații, mi-a fost frică. Am ținut două ore la mine informații despre un potențial act terorist. A doua întrebare a fost, de ce o faceți? Zic ca cetățean și oricum nu știu ce să fac altceva, că dacă nu vedeam la dumneavoastră, mă duceam la prima secție de poliție. Sau te urcai pe televiziune, dar televiziunile țineau cu rezistă. Nu, dar râdeau de mine, îți dai seama. Venea prietenul nostru Rareș și toți. Păi nu, că dincolo la Rareș făcea ca toți dragi și Rareș, cu prietenul steag, nostru Gușă. Bine, atunci era hashtag rezista, da, e da. Conservator. Mălim, eu eram pe undeva prin Covasna și mă sună cei din... Iar al treilea lucru pe care l-a făcut Marius, s-a pus mâna pe telefon și a zis să vină la mine domnul Cutare. Mai știam și eu pe ministru. Responsabilul cu informațiile. Da, și eu am spus, doamnă ministru, să stați un pic. Da? Sunt convins că această convorbire e înregistrată. Eu mi-am făcut datoria ca cetățean. Deciziile care se iau sau dumneavoastră, eu v-am spus dumneavoastră din interiorul ministerului, nu știu ce. M-am ridicat politicos și am plecat. Partea frumoasă a fost pe alta. Se reiște de unde aveau numărul tot de telefon. De ce numărul suna pe mine? Păi nu știu, că aveau încredere în mine. Eu știu, mari, ce să spun. Dacă toată lumea zice că sunt securist, de aia, da. Habar n-am, nu sunt. Partea frumoasă ți-am spus-o și astăzi la telefon. Am scris postarea, am scris-o în apărarea doamnei Carmen Dan, că n-aveam chef să... El fiind pedist și omul lui Băsescu, așa că nu era cu Dragnea. Nu, dar fiind vorba de viața unor copii. A doua chestiune interesantă a fost că în timpul manifestației cele de a doua zi sau ceva de genul, a fost a doua zi, a fost o diversiune și așa, și atunci aceiași oameni m-au sunat, eu făceam duș, știi? Și acum m-au sunat.
Și asta este să ne vedem repede. Zice, peste un sfert de oră se va întâmpla o diversiune, nu știu ce, și vor să dea foc la magazinele de nu știu unde. Și eu zic, nu vă supărați, mi-a spus că peste un sfert de oră se dau foc la niște magazine în piața, în piața universității. Mi-a spus și numele magazinelor. Și mi-a spus așa, vă rog frumos, dar ei vorbeau cu mine și nu vă supărați. Totuși eu sunt un civil cam râd. Vă rog frumos să nu trimiteți jandarmerie și poliție, să trimiteți poliție locală în fața acelor magazine. Nu știu de ce mi-au zis. Păi la Timișoara tot cu spargeri de geamuri. Da. Adică ei au și faza a fost că n-am avut ce să fac decât să o sun pe doamna Carmen Dan, ministru de internă, și care mi-a mulțumit, mulțumesc frumos pentru el. Ai zăpăcit-o de cap toată seara aia. Păi da, dar a scăpat fără niciun mort. Nu, asta a fost a doua zi. A doua zi. Deci, în seara aia am văzut și eu cu ochii mei că s-a oprit liftul și toată lumea a înțipat de ce s-a oprit liftul, s-a oprit la metrou și am mai văzut că au încercat într-adevăr să intre în guvern. Vreau să spun... Asta, intrarea în guvern s-a încercat la ora 5 și ceva, am ajuns pe la 6 în București. Eu sunt convins că acest atentat terorist a fost de jucat. Nu spun numele, eu știam numele celor, numele organizației care era implicată, i-am spus și domnei ce cred eu și ce am auzit. Și cu asta basta. Nu, ce trebuie mi s-a părut zis însă... acum pe Sandy, în continuare a ceea ce spui tu, trebuie să punem declarația lui Sandy Matei, omul hashtag rezist, care are alt punct de vedere, spune despre Mălin Bot și despre Bădiță. Nu asta. Zice la un moment dat că Oldea a fost inima, indicativul și creierul evenimentelor din 10 august 2018, este postarea lui scrisă. De ce este frică doamnei Dan să pronunțe numele Camălin Bot Bădiță etc. Deci Sandy Matei era unul dintre organizatorii hashtag rezistului. Așa, de ce eronat amestecă gruparea paramilitară a lui Bumbeș? Acesta era de la miliția spirituală. Îl știam și pe Bumbeș. Bumbeș era prieten cu George Simion. George Simion a fost chemat în piață, tot Sandy Matei să spune. Păi, George Simion că, atunci era hashtag rezist. Da. Nu era naționalist ca să acum. Să vină cu niște arnașamente și Sandy Matei spune că George Simion a dat harnașamentul. Nu se știe ce. Erau steaguri, puteau să fie explozibil, petarde sau așa mai departe, să le dea celui X, dar George Simion a dispărut după aia. Deci el nu era parte din povestea asta. Ștefania, să o salveze pe păi Ștefania. Nu, atâta dat încât a dat, ce mai trebuia Ștefania, să fie Ștefania, deci... Vezi de ce nu-mi place mie că m-ai întrebat? Stai să spun, la cei care își mai aduc aminte, era un tânăr care a ridicat picioarele la 2 metri și ceva. Doamna Ștefania era jandarmerița care, despre care se spunea că și-a, nu știu ce a făcut cu pistolul care a dispărut în mulțime. În același timp, prietenii noștri de la Realitatea TV, care atunci aveam interzis pe Realitatea, anunțau, ține-te bine, că Dragnea este în turelă și împrăștie apă cu substanțe care distrug ADN-ul. Băi, da, păi trebuie să le întrebăm pe Rareș, să le întrebăm pe Cosmin, prietenii noștri. Sunt reale. Acele imagini au fost... Da, acum trebuie să spunem, noi vorbeam despre domnul Cosmin Gușe, care este foarte conservator și foarte naționalist în acest moment. De prietenul nostru, George Simion, care atunci era hashtag rezist și acum este conservator. Am mai dat noi imaginea când s-a întâlnit cu Nicușor Dan. Adică eu l-am văzut... Mă tot întreb de ce nu mă bag în poveștile. Păi astea. Eu l-am văzut și la mitingurile contra cianurii pe George Simion. Adică noi ne cunoaștem de da, 20 de ani. Bineînțeles că l-am văzut la... Bineînțeles că l-am văzut pe mâna lui George Soros. Deci s-a supărat pe noi, pe mine, când i-am zis. Acum, eu nu spun că omul se schimbă. Oportunitatea există întotdeauna. Acum a mai existat un lucru foarte, foarte urât. Eu am fost invitat în seara aceea la B1. La Sorina Matei. Și te-a lăsat să zici ceva? Că pe toate televiziunile... Da, asta am zis. Am zis asta. Sorina Matei prima dată a zis că... Fiți atenți, vă fac o dezvăluire, o bag la necas pe Sorina, dar asta e, ca să vedeți că totul e real. Am zis povestea asta, o parte din ea, cu morții. Am rugat tinerii să fie atenți. Eram în direct în același timp. Eu eram considerat puțin anti-ei și așa mai departe, anti-reziști.
Și am zis, bă, fraților, transmiteți-vă între voi, uitați-vă ce vă spun acum la teză, fiți foarte atenți, nu vă lăsați manipulați, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Și vedeți că se va face, va fi încercarea de a muri niște oameni acolo, pentru ca să cadă guvernul, să nu știu ce. Dom'le, în timpul emisiunii primește Sorina Matei un mesaj și scrie așa: eu aveam emisiune și încă ora următoare. Dă-l afară pe Gelu Vișan din emisiune. Oancea a scris, dă-l afară. Și la 10 minute a primit un mesaj: doi morți în piața universității. Doi copii morți, doi tineri morți în piața universității. Și ce-a zis? O zis ceva pe post? Spune asta Sorina acum, nu mai știu cum a fost, cred că mi-a arătat mesajul și a spus nu. Nu poți să zici așa ceva, nu, că n-ai surse. Nu, dar era ordin, adică era ordin venit de la Oancea. Oancea. Da. Păi după aia au dat-o afară. Păi dar să știi ce a făcut Sorina, e public, o găsiți întâmplarea pe blogul ei, s-a enervat după ce mi-au zis că nu mai pot să stau și a doua oră și a plecat și ea. A plecat din emisiunea ei, era emisiunea ei și a plecat. A luat telefonul. Că era B1 piața Victoriei, nu piața Universității, îmi cer scuze. A luat telefonul și s-a dus acolo. Eu, când am văzut ce face Sorina și că se expune și că se duce să verifice ceea ce am spus eu, că sunt o grămadă de ofițeri băgați acolo, că sunt mulți amestecați, că se încearcă o diversiune, că nu știu ce. Am oprit mașina, era închis tot centru, am spus-o așa, spus, domne, vă riscați, domnul Șan, pe pila dumneavoastră, că ăștia nu prea vă iubesc. Și m-am dus și eu în piața Victoriei și mă salutam cu toți nebunii ăia, dai seama, unii mergeau așa. Era și Ludovic Orba acolo, cine nu sare, era ia acolo, condamnare. Era acolo, cine nu sare, ia condamnare, dar eu eram pe dușmanul. Pe Codea i-o trimis, nu? Da. Eu eram dușmanul, îți dai seama, dar m-am dus cumva, Sorina nu știe, m-am dus lângă ea, până lângă ea. Mi-am luat și eu ceva din gazele lor și, mă rog, n-au fost atât de nasoale. Și nu ți-ai pierdut ADN-ul? Din da, era, eu m-am Gelu, dus, că nu știe să dozeze timpii, am pregătit, am făcut liniar. Cum să fim, să ne încadrăm în 60 de minute? Nu, asta ți-am zis de la jumate, ți-am zis că nu e prea mișto, Marius. Hai că asta, toate au fost frumoase subiectele și a venit și Popovici cu bucuria mare. Măi, și m-am luat niște gaze de lea, da? Sorina și-a luat și ea, că noi am picat exact la și un sfert și 20. Pe mine m-au spus la 22 afară, înțeleg. Cât? La 12? Când? La 11? 22-20 când au zis plecați și au dat cu noi, ne-am dus că și atunci când Dragnea asta stătea acolo și dădea cu tunul noi de apă. Eu m-am dus să stau după Sorina, care am zis, bă, asta pățește ceva, că ea să verifice cu telefonul. Și a venit valul ăla de gaze și eu eram cumva acolo, ăștia mâreau la mine, mă înjurau unii fugeau disperați, se dădea cu petarde de alea, cu foc peste tot, cu molotoave, cu nu știu ce. Da. Ce, era? Eu am venit din partea asta de pe Victoriei. Nu m-au chemat 3 zile la rând. Le-am spus că sunt aici, nu m-au lăsat. Da. Am stat acasă și m-am uitat că nu puteam să mă duc în piață, că uite, hashtag-ul rezist mă făceau. V-am spus și eu că am fost gazat. Acolo și am stat și m-am uitat. Acum pe băieții ăia, ciudații ăia care aruncau cu picioarele, săreau, făceau... Domnul, au dat foarte multe molotoave, foarte multe molotoave. Exact. Eu acum vă spun sincer, eu am participat la multe acțiuni de situații de urgență, chiar dacă... Da? Bun. Și am zis, bă, dacă o fi vreunul căzut, nu știu ce, mă bag și eu, că mai așa și mă bag, îl salvez de acolo. Adică ideea era să nu moară oameni și bucuria noastră că a fost că știrea care i s-a dat Sorinei Matei a fost falsă, ea nu o să recunoască de această știre. Sau poate o să recunoască că i-au pus de televiziune, că i s-a dat această știre. Să o citească, doi morți în piața universității, doi tineri morți în piața universității sau ceva de genul. Și în piața Victoriei, iar eu am luat gaze de la din plin, vreo jumătate de oră cât m-am învârtit pe acolo și cu lumea fugind pe lângă mine. Și într-adevăr, cum zice Carmen Dan, au fost copii, erau gaze, eu nu înțeleg inconștiența acelor tineri, am înțeles. Și noi am fost la Revoluție, m-am întâlnit cu mama pe scările catedralei și am zis, ce cauți aici? Haideți să vă spun du-te acasă. La și final. Și-a zis, stai să spun și eu să termin ideea. Și ai un stil că dacă nu uiți ideea, parcă ești de 80 de ani. Mai știi. Și îi zic lui mama, pleacă acasă, că e Revoluția Tinerilor. Nu sunt niște elevi de mei aici pe scările catedralei și dacă se trage să îi protejăm, să-i trimitem acasă, că să murim noi, să nu moară copiii. Pe când ăștia ori ținut copiii pe umeri,
că era revoluția copiilor, pentru că așa era scenariul de film. Aduceți-vă copiii. Niște tâmpiți. Niște tâmpiți, efectiv. Cei care s-au automanipulat și cei care și-au manipulat copiii, niște tâmpiți. Ca și cei care, uite, niște tâmpiți. Scuzați-mă, da, am dat mai multe imagini cu copiii ca să certificăm faptul că erau acolo. Nu văd decât că ușor și-au expus copiii. Acum, mai dați, că mai sunt imagini. Eu care, de ce mă simțeam cumva foarte aproape de fenomen? Din momentul în care eu îi spusesem doamnei ministru Carmen Dan de ceea ce urma să se întâmple sau ce aveam noi informații că se va întâmpla, noi în sensul că făceam parte dintre unii mai mulți care mi-au zis. Și era cumva, dorința asta de a te opune, de a încerca să oprești nenorocirea. Mai ales că grupările paramilitare și grupările străine intrate pe teritoriul României, eu știam despre ele. De exemplu, accesul la acele panouri s-a făcut de niște, se făcea de niște persoane foarte bine documentate. Uite, domnule, s-a luat cheia, nu știu ce, a făcut ăla, va băga noaptea cu noapte înainte, va băga în panoul publicitar care era dublu așa de sticlă, va deschide panoul care cheia, va băga o chestie și o va detona în noaptea respectivă. Gândiți-vă că doar informația asta s-o a ieșit speri. Mie mi-a plăcut cum a gestionat Carmen, da? Am fost foarte supărat pe povestea cu gazele. O grămadă de tineri, ca să o spunem foarte clar, planul era făcut de către Antifa, de lovitură de stat, adică cu serviciile secrete străine, da. SRI-ul, am stat tot timpul. Și ce trebuie să știți? Că acolo trebuia să moară în lume, trebuia să moară între 20 și 100 de tineri. Pentru că cu cât mureau mai mulți tineri, deci era vorba de o bombă artizanală plasată. Am scris în postare, deci nu e niciun secret. Am scris de 5 ani. Nu m-a chemat nici dracu. Faceți-vă liniștiți că nu m-a chemat. Eu am scris declarație pe propria răspundere. Vreau să fiu chemat, să fiu cercetat. Uitați, copilașii erau acolo și stăteau, erau gazați. S-au folosit cuvinte foarte bine ticluite. Da. Gazarea din piață. Noi care am fost la mineriadă, nu n-a ne-am plâns că am fost gazați. Dar aici erau dezastru, toată marea reușită a acelei manifestații este că n-a fost niciun mort, ci că n-au dat o lovitură de stat. Pentru că schimbarea guvernului printr-o lovitură de stat ar fi însemnat întoarcerea României în timp 50 de ani, adică Maidanul ucrainean. Ceea ce s-a întâmplat la noi pe 10 august a fost Maidanul. S-a mai încercat la ora 5:20 un asalt pe altă filieră, se pare. Sunt podcast, tati, te sun imediat, scuză-mă. Pe altă filieră cu Angi Șerban, cu Mălin Bot, cu așa, un asalt pe partea dinspre Paris, asupra intrării B1 sau cum se cheamă, ABC, că nici nu mai știu de când am lucrat la guvern, am uitat care e B-ul și care este C-ul. Și acolo nu erau organe de ordine. Și în cele din urmă au venit niște soldați din altă parte, nu erau jandarmi. Și acolo s-a încercat o intrare prin forță, prin guvern. Se știa de dimineață, le-a dat ordin, era într-o sâmbătă, 10 august, era într-o sâmbătă, Carmen Dan i-a trimis pe toți acasă, deci nu era nimeni în guvern. Da, aș mai vrea să spun un singur lucru, l-am lăsat pentru final. Marius, nu știu cât o să fie de acord cu mine. În ziua aceea, primul ministru al României a plecat din București cu o zi, două înainte, care nu știu ce întâlnire și a pus piciorul în gips. Era, se numea Viorica Dăncilă. De-aia mă umor deloc. Da? Toată lumea a tirat-o, au mai fost și alții care au tirat-o, au fugit. Și a rămas doar Carmen. Toată responsabilitatea a rămas la Carmen Dan. Da. Felul în care a gestionat această situație, nemurindu-i niciun om, pentru mine această doamnă, care credeam că e profesorașă de la Telerman acolo, a făcut ca tot timpul să am un respect foarte mare pentru domnia sa, indiferent ce se va întâmpla cu carieră, necarieră, politică, nepolitică. Respectul meu pentru doamna Carmen Dan derivă din faptul că
a organizat Ministerul de Interne și atunci jandarmeria și toți ca să evite morțile tinerilor. Și astăzi Marcel Ciolacu, zilele astea, s-a întâlnit cu principalele organizații reziste să discute procesul electoral. Iată un ciclu de la din 2018 spre 2024. Nu știu dacă asta e un pupat piața independenți sau este o certificare a faptului că atât s-a plătit misiunea pentru 10 august când s-au adunat, nu știu cine e Mocanul ăla, a ajuns din Anglia, din nu știu unde. Fiecare a avut o distribuție de roluri, dar atunci era o cenzură îngrozitoare pe televiziuni. Nu puteai spune nimic, Dăncilă era cea mai rea și în cele din urmă s-a ales soluția Dăncilă de concurență pentru Klaus Iohannis, o concurență aranjată, astfel încât să câștige. Nu înțeleg de ce trebuia să cadă guvernul Dăncilă atunci. Păi așa cum a căzut și guvernul Ponta, să moară, trebuia să moară niște oameni, să cadă un guvern. Exact din acest motiv. Pentru că emoția, și așa emoția la realitatea și nu numai, era la paroxism, adică ne-au gazat, ne gazează, ne omoară, ne-au rusă, nu știu ce și nu știu ce. Dragnea, muie, Dragnea, muie, PSD și tot așa mai departe. Și prin moartea unor tineri, emoția devenea... jocul acestor ONG-uri mie mi-e puțin greață de ceea ce face Ciolacu în momentul ăsta cu consultarea ONG-urilor, hashtag rezist, de mică mi-e greață scârbă rău. Păi nu, el închide toate flancurile. Da, mi se... Hai mă, mă lași. Nu mai apăra, ți-am spus. Face parte din grupul progresist al Partidului Socialist European. Punct. Punct. PSD-ul. Punct. El, de funky citizen ăștia îți plătiți de Soros. El, păi și ce, da, grupul progresist din Parlamentul European Socialist, de cine ai plătit? Se numește grupul progresist socialist din Parlamentul European. Nu, e S&D. Ai, e mă, Social Democrats. Pariu că e progresist? Nu scrie, pariu, scrie S&D. Data viitoare, iar te pun și iar, că am citit regulamentul și m-am lovit de grupul ăsta. Pă bune! Scrie grupul progresist socialist. Păi, dar poate scrie numele lui, dar el e S&D, măi, sigla e S&D. Da, bun, nu mai apăra. Sigla deci Marcel Ciolacu are sarcină, da? Pe bune cu progresiștii. Pupat piața independenței. Ei sunt șefii tăi. Asta e. Nu e Marcel Ciolacu niciodată cât ai vrea tu și cât vorbești tu de des cu el, nu e Victor Orban. N-are ce-i trebuie. Deci ăla care a plecat cu cocoașa ruptă, așa a stat cu capul în jos Ghiocel toată viața, nu o să se ridice, nu o să se ridice din poziția Ghiocel. Asta da, dar uite-te, spune Sandy Matei că domnul Coldea, tovarășul Coldea, a organizat 10 august și Dragnea, principala lui victimă, face afaceri cu Coldea. Deci eu nu mai înțeleg nimic. Vrei să vorbim de Dragnea? Păi mai punem o oră. Nu mai punem nicio oră, uite. Coldea, deci am vorbit, auzi, am vorbit atât de frumos de, am vorbit atât de frumos de Carmen Dan. Hai să o oprim aici. Păi, dar s-au certat între ei, mă rog. Nu știu, treaba ei. Mi-a plăcut că arăta bine, a slăbit, dar bine, e foarte drăguțică. Da. Și de bun simț. Și de bun simț. Bună seara, am întârziat foarte mult. Dacă v-ați uitat la, dacă o să vă uitați la noi, să știți că nu ne luăm în cap și nu o să le facem pe toate așa de lungi, dar a fost subiecte grele toate în seara nu asta. Uitați să vă abonați pe Hard Talk TV, dați în românește ca să nu dați peste cel britanic, pe canalul Marius Ghilezan. Uitați-vă că am mai făcut astăzi două interviuri de senzație cu o doamnă tot olteancă, 97 de-a, mi-a zis zi 98, Simona Vrăbiescu Kleckner. Mi-a plăcut, am schimbat 5 minute o discuție cu o vorbă cu dânsa, mi-a plăcut foarte mult, felicitări. O seară bună și să avem lumină. Doamnește.